Primăria Roman a dat comandă specialiștilor pentru întocmirea unui proiect pentru refacerea acoperișului de la blocul M8 secund din pietonalul Ștefan cel Mare, unul dintre primele blocuri destinate tinerilor și construite la Roman. Încă din proiectare, acoperișul nu a fost construit conform cu necesitățile din municipiu, iar acum autoritățile vor prelua pe cheltuiala bugetului local refacerea lui. În perioada cea mai scurtă va începe o reparație la blocul 15, scara D, din la ANL. O reparație să trecem această iarnă, pentru că aici există un proiect, așa cum am făcut și la alte blocuri ANL, pentru ca în primăvară să se facă un acoperiș la acest bloc, la blocul 15 din Ștefan cel Mare. Anul acesta, Primăria Roman a investit și în refacerea acoperișurilor de la ultimele blocuri ANL construite în Vasile Lupu. Proiectul național, unul unic, nu a luat în considerare poziționarea blocurilor pe malul Moldovei. Modelul ales de proiectant nu permitea ca zăpada să se topească, iar locatarii s-au plâns de infiltrații.